Ce mâncăm? Mâncăm ceva bun astăzi! Salut! Nucilor de cocos și bine v-am regăsit la un nou video cu mâncare! Dar nu orice fel de mâncare, Felix. Mâncare adevărată. Schnitzel? Versus... Nu. Crembuști? Nu. Friptură de hartan? Nu. Pizza? Friptură de hartan? Măi, nu, dar poate data viitoare să vedem dacă nucile de cocos apasă butonul de cuc like și depășim 45.000 de cuc like-uri, poate o să facem și cu pizza și cu hot dog, dar astăzi... Ce mâncăm? Serios. Astăzi vom mânca dulciuri, Felix! Nucilor de cocos, astăzi vom mânca Real Candy versus Magnet Candy, așadar mai țineți voi minte că am făcut și prima parte, dacă nu ați văzut, doar trebuie să o faceți, pentru că v-a plăcut foarte tare. Așadar, astăzi vom face dulciuri adevărate versus dulciuri din magneței. Ești gata, Felix? Da, deschid. Nu, pentru că va trebui să le învârți. Ah, am uitat de asta. Și ca și până acum, magneței sunt făcuți de Flavia Creations, pe care o puteți găsi pe Instagram și pe Facebook. Oameni buni, am să las link-urile ei în căsuța cu descrieri, ca să faceți și voi comandă dacă vreți, pentru că sunt geniale. Ești curios, Felix? Vreau să am ciocolată în casă. Da, deci avem casa plină de bunătăți. Felix, învârte! Stop! Stop, 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 stop! Felix s-a pus pe treabă. 2, 3 și... Nu pot să... Lui Felix a picat magnețelul, ce-n chiotă-i! Ia uitați, oameni buni, ce magnețel cute are Felix aici! Este vorba despre o ceșcuță cu ciocolată caldă și cu niște cookies cu chocolate chips. Vă plac? Vine să plâng! Cum să-ți vine să plângi, Felix, că e super cute? Dar nu m-a picat mai aia cu mâncare. Și ia uitați, pe spate este un magnețel, asta înseamnă că după video o să-l lipim de frigider. În timp ce... Ia uitați ce chestie șmecheră am eu aici! Nim, 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 nim. Ciocolată caldă cu cookies-uri adevărate! Ce, Felix! Ești fericit că o să poți să-ți devorezi? Stai, trebuie să amestecăm! Amestecă și tu! Hai, soarbe mai repede ca să poți să trecem la următoarea, să-mi zici și mie! Ce? E ciocolată? Da, s-a miros. Este ceașca fericirii. Oh my God, ce bune! Stai că n-am terminat prima probă, trebuie să degust și acest cookie. Și uneori mai poți face și așa? Ce bun este! Felix, trebuie să ții degetul sus. Așa. Felix cu degetul! Așa, am cam mai grătit. Nu-s femeie. Sper că nu asta e toată ciocolata care a mirosit-o în casă, Cristina. Felix, eu m-am săturat deja cu asta și sunt foarte curioasă să vedem ce urmează la partea a doua. Ce e acolo? Ceva bun. Și Felix, te rog, dacă o să-ți spice ție lucrul adevărat, te rog să-mi lași mie o gură. Ți-l las tot dacă e înghețată. Cristina îi place înghețata mult, nu prea, mai ales că vine frigul. Sunteți curioși să vedeți ce se află sub cutie, dar înainte de asta Felix trebuie să le amestece. Hai. A, da, da. Hai că nu mă uit că eu l-am pus și nu vreau să știu. Stop, 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 stop. Oh my God, am emoții. E ceva bun? Da, e ceva bun. Ceva ce n-am mai mâncat de mult timp. Hai. Sunteți pregătiți? Stai, să-l ghicesc. Nu știu. 2, 3 și... Și ai luat din ea câvișcă adevărată, nu vegetală. Da. Ia uitați, nucilor de cocos, avem aici o savarină făcută de Flavia cu mânuțele ei. Ia uitați cât de mică este savarina asta. Întoarce Felix o vadă și nucile de cocos. Ia uite, mamă, dar câtă frișcă ai pus aici, Flavia! Uhu! Se poftă, Felix? Se poftă? Nu, că uite ce am eu. Nu aici să vezi. Ia uitați ce are Felix acolo. Dita mai savarina. Să știți că eu filmez prin lupă. Doamne, ce mică e asta față de ea! Ia întoarce-o ca să se vadă că și ea are bulină. Uite, amândouă au buline. Așa! Asta seamănă ca o inimioară aproape. Aha, dar nu mânci nimic din ea. Hai, Cristina, adu-mă o linguriță. Poftim! O ia cu tău, cu frișcă! Numai să miroși.
miros chimicalele. Ce chimicale? Că e brusca naturală. Păi, cred că sigur are măcar o chimicală. Cristina, tu n-ai mâncat chipsuri înainte de video? Ce? Alea erau complet naturale, erau făcute... Ce? Pe timpul Adam și Eva, nu? Păi, dar ce chiar este această savarină minunată? E bună ta? A mea n-are niciun gust, dar măcar după video am să pun pe frigider. Cristina, se topește în gură. Asta probabil datorită siropului. Oh, și-a cu tot cu frișcă. Nu, mersi. Sunt corectă. Ce zici, Felix? Trecem la proba următoare sau mai stai? Da, dar mă pun în frigider cu mânc tot eu mai târziu. Dar să lași-mi o gură. Depinde ce dai la schimb. Depinde ce dai la schimb. Nu, ce altceva. Asta o să punem pe frigider că e prea cute. Cocolișilor și mișilor de cocos, să știți că acești magneței sunt făcuți din Fimo, iar apoi băgați la cuptor și sunt făcuți cu mare, mare drag. A, și ca să înțelegeți și voi, că mulți au întrebat, nu este un video sponsorizat, pur și simplu i-am cerut Flavia să ne dea ăstea și recomandam Instagram, atât, pur și simplu. Da, ia uitați. E prea cute, adică din totdeauna ne-am dorit, vedeam pe internet tot felul de magneței dintr-o ăștia din Fimo și nu știam de unde să-mi iau. De unde să-mi iau, credeam că doar în America se găsesc. Ia uitați că se găsesc și la noi în România, frate. Felix, hai să trecem la proba următoare! Hai să trecem la proba următoare! Hai, la revedere! Rămânec! De la sirop? Și în ăsta ce se află acum? Ceva foarte bun, Felix. Ceva foarte bun. Sunteți pregătiți și voi să vedeți ce se află? Mie tot îmi place mult. Poate tort. Felix, deja fericirea mea a început să-i crească, așa ați văzut? Tort! Stop! Sunt foarte curioasă! Tort! Vrei tort? Da! Două, trei și... Înghețată! Păi, eu am crezut că asta e chestia pe bune. Îmi gândeam, ce bomboană asta? Felix i-a picat înghețată sandwich magnet și mie una adevărată. Hai, Felix, arată-ne înghețata ta cât de mică este. Ia uitați, avem aici o înghețată dintr-a sandwich, cum îmi place mie. Sincer, înghețatele astea sunt preferatele mele, pentru că se mănâncă ușor și repede. Ia uitați cât de drăguță este înghețata asta. E deja mușcată, Felix. Cine a mușcat-o oare? Flavia, ai mușcat-o cumva? A fost bună? Cred și eu. Îți ștezi dinții așa de mici? Eu am crezut că eu din asta bomboane de ciocolată. Oh, ce fain ai! Și mă pica mie bomboana cu ciocolată. Și ia uitați ce mi-o pica mie! Este înghețată adevărată! Felix, cred că aia este înghețată ta preferată, că ție nu-ți place înghețata. Lasă că acum și-mi iau savarina înapoi. Poftă mare! Mâncă încet, că e frică afară! Dă-l să miros-o cu mine. Chimicale. Mm-hmm. Asta chiar e chimicale. Când nu mai mănânci de mult timp, simți chimicala. Chiar o simți. Mai bună. E dor de savarină. Dorul e dor. Știi ce-mi place? Biscuitele astea. Mie nu-mi place înghețata, dar la mine este o furtună în gură. Adică ce poftă? Ce poftă de înghețată? Dar nu vreau să mănânc, că știu că e rece. Știi ce? Nu e rece. Uite așa de pe margine. Nu vreau. Lasă-mă că e frig afară. Țin la gâtul meu. Eu cu asta folosesc. Asta e înghețata mea preferată, în general, cu sandwich. Să-mi ziceți în comentarii dacă și a voastră. Bun. Biscuitele astea bun. Nu, că vreau ceva să dau la schimb pe savarină. Nu vreau înghețată. Vreau ceva mai bun. Poți ascunde ceva mai delicios. Atunci, mușurul de cocos, haideți să trecem la proba următoare. Mai mânca. Stai. Nu să-mi iau savarină. Nucilor de cocos, suntem deja la runda a patra și miroase foarte bine. Felix habar n-are ce este înăuntru, eu știu. Miroase a cartofi prăziți. Poate data viitoare să vedem, nu? Dar de ce miroase a cartofi prăziți? Nu există cartofi prăziți la noi. Miroase a cartofi prăziți, poate fac vecinii. Fain. Ok, deci, haideți să vedem cum învârte Felix. Stai. Da? E bun, sunt foarte curioasă să văd. Dă-i statul. Hai, 2, 3 și... Stop! Ce-a căzut? Forfeca! Auleu! Ok, deci, sunteți gata, amicilor de cocos? Sunteți curioasă? Da! Sunteți maxim de curioasă, știu? Ok. Cartofi prăjiți. Două. Trec pe la vecin după. Trei. Și! Asta mirosea așa de bine. Ia uitați, amicilor de cocos, am aici o cutie plină cu gogoși de toate felurile, în timp ce Felix are niște gogoși de cute. Cristina? Da? Vrei savarina?
Nu, dar am să fiu bună de data asta. De-aia mirosea cartofi prăjiți, că e totul prăjit. Am să fiu bună de data asta, Felix, și am să-ți dau și ție una. Ia uitați, nucilor de cocos, ce am eu aici. Am o cutie plină cu tot felul de gogoși drăguțe. Ia uitați, și cu ciocolată, și cu nucă de cocos, cu banane, cu sprinkles, cu de toate. Și Felix aici râde de mine. Ia arată cum făceai. Am o cutie plină cu tot felul de gogoși drăguțe. Ia uitați, și cu ciocolată, și cu nucă de cocos, cu banane, cu sprinkles, cu de toate. În timp ce Felix, ia uitați ce are. Doar cu lupa se pot vedea. Uite aceste... cât de mic, cât unghia. Aceste gogoșile foarte drăguțe. Măi, Felix, să știi că totuși este și o parte bună. Astea nu te îngrașă. Înțelegi? Astea vor sta pe frigider pentru totdeauna. În timp ce astea pot să stea pe șoldurile tale pentru totdeauna. Deci ce alegi? Cristina. Da. Eu prefer. Da. Să mănânc câteodată când am poftă de lucruri și după aceea să fac exerciții în ziua aia și se totul egal cu zero. Mai bag și un mușc și gata. Felix face foarte mult sport în ultima vreme. Atunci ce zici? De două ori pe zi și ieri de trei ori. Faci schimb? Ce, nu, lasă. Plac mai mult astea. Astea-s cute. Când ai mai văzut tu magneți cu gogoși? Nu vreau să facem schimb, că poate vreau să facem la ceva mai important ce-mi place mie de asta. Atunci bine, pe care o vrei? Eu? Eu nu pot să mănânc toată cu tine. Nu, eu vreau să explic. Deci dacă e să fim corecți, vrei să gust o lingură, două din savarina pe care este în frigider, eu vreau să gust din toate. La. Eu vreau să gust dintre astea cu nucă de cocos. Stai să miros. Zici că era Raffaello. Miroase bine. Ia și tu ți-ai lipsuna. Nu. Vreau la sfârșit, când terminăm video, să facem schimburile. Să știți că eu am să iau doar o guriță. Gogoșile sunt bune. Ne-am mai comandat și noi odată, dar după aia ne-am simțit foarte vinovați și am zis că mai bine nu le mâncam. Bine, dar și noi când comandăm tot radem, deci nu mai rămâne pentru a doua zi. Și, nu, că nu vreau, vreau după să fac simplu. Ce are înăuntru acolo? Euri? Nu, gemul ăla, ce-i? Euri? Lasă, Cristina, că o fi pușit natural de la bunica. Ce este, este că cel mai bun gogoș sunt alea făcute de casă. Atunci apoi. Da, dar nu fac, pentru că dacă fac după aia mâncă prea multe. Ei, Cristina, noi mai mult de 2 kg, 3 de aluat nu facem deodată. Nu, avem interdicție. Hai să trecem la proba următoare, zic. Noi știi că facem clătite, de la 25 în sus, noi nu ne... Păi nu ies mai puțin. Bun, la sfârșitul videoului le încerc eu și vă zic care e faza, cum stă. Da, uite asta cu inimioara faină. Ok, nucilor de cocos, eu zic să trecem mai departe până ce nu devine periculos aici. Felix? Ești curios ce avem aici? Dar n-are... Suganță, nu cartofi prăjiți. Dar n-are miros. Ce se află aici? Că nu... Felix se tot chinuie de vreo 2 minute să vadă ce se află aici. Miros a carton de cutie grea. Felix, eu zic să rotești. Hai, rotirea! Rotirea. Dacă e bun să-mi pice mie, dacă... Nu, au, mai dat un pot. Dacă nu se pice Cristinei. Dar tot mă gândesc la un tortuleț cu ciocolată ce aș mânca... Stop. Ce aș mânca un tortuleț cu ciocolată. Mai de capul meu, să vedem. Ce o să pice? Cui o să pice? Ești gata? Ești curios? 2, 3 și... Bă, ce se întâmplă? Mi-a să pică tot! Asta nu-mi place! E o tartă cu fructe și arată exact ca și magnetul tău. Tarta îmi place. Am crezut că e... Am crezut că e altceva. Ce-ai crezut că e? Jeleu. Stai, să miros și eu. Miroase bine. Am crezut că e jeleu. Ah, stai, că numai mango l-a mirosit. Vreau să mirose și kiwi. E proaspăt. Ce este nucilor de cocos? Că această tărtuță magnet seamănă izbitor de bine cu tărtuța pe care noi am cumpărat-o. Deci Flavia a făcut o treabă excelentă. Ia uitați, nucilor de cocos sunt exact aceleași fructe, voi vedeți? Și kiwi și... Mi se pare că mini tarta arată mai bine. Sincer, Flavia, cred că tarta ta arată mult mai bine decât cea mai adevărată. Mai apetisantă. Da, dar și asta arată destul de bine. Wow, cât de bine arată amândouă. Na, Felix, eu zic să ai poftă la tarta ta. Dar mie tartele îmi plac. De exemplu, am mâncat tartă cu mere și Am făcut împreună tartă cu mere. Mă băteam Cristina pe ea, deci plăcea mult. Ce să facem cu dovleac? Gust, să zici cum e. Dar gustul știu de-a ta să-mi zici cum e. Nu mă zic, odată parcă bag în gură. Hai, 2, 3, dă-i noroc cu tarta. Noroc cu tarta!
gustă din mango. Din mango, vrei? Mango, da. Mmm, rece. A fost în frigider, nu? E bună. Ți-o dat-o din frigider. Mmm. Ah, foarte rău. Bucățica de mango a fost bună, dar după aceea a luat-o. E foarte rea. Da. Nu-i bună. E prima oară în viață când mâncă tartă dintr-o asta. Miroase a bun, are gust de tun. Deci aluatul ăsta e groaznic. De ce mi-l dai mie? Da mie asta, că mi-e faină. Soarbe din ciocolata ta caldă. A, ce bine arată, câtă perfecțiune aici. Ați văzut ce bine arată căpșunile astea? Se poftă? Păi, poate mânc cu lingurița fructele, nu știu. Eu zic să mănânci fructe proaspete. Serios, acum ați văzut asemenea căpșunele? Ia uitați cât de drăguțe sunt. Zici că sunt adevărate. Doamne, cât de cute este tărcuța asta, Felix. Îmi pare că e mai gustoasă decât aia. Arată de o săptămână. Ai luat-o proaspătă, dar cred că arată de o săptămână. Arată de o săptămână, nu-i bună. Deci eu rămân cu ăsta, dar bine? Eu facem schimb din ăsta. La următoarea, dacă îmi place mie, facem rocada, nu așa? Bine, atunci hai să trecem la proba următoare. Miroasea ciocolată. Ce nasă ai, Felix. Degeaba mă strădesc eu aici să le pun. Felix, tot timpul miroase. Ok. Miroasea ciocolată. Sunteți curioși să vedem? Stai. Da? Ce? Nutella, Finetti? Nu zic. Okay. Nu zic. Vedem. Haideți, nu celor de cocos, să vedem ce o să fie. Stop, că nu mai am răbdare. Ne-am în două miroasea ciocolată. Să vedem. 2, 3 și... Lingura, hai, lingura, că tu le ții, lingura. Ok, aici se află un tort cu ciocolată. Ia să văd. Mamă, deci miroase... Bă, Feli, măcar nu m-ai lăsat să fac prezentările! Scuză-mă. Trebuia să filmez, că să le arăt. Avem aici o minunată feliuță de tort, magnețel. Felix, vă arată și tu cât de mic este magnețelul ăsta? E mic. Ia uitați ce linie, sunt ce cute! Așa, dar acesta nu este însiropat, așa cum este bucata asta de tort, care... Și-a mai rămas din ea. A mai rămas foarte puțin din ea. Am luat doar o gură, ce vrei. Ia uitați ce bine seamănă, cât de faine sunt amândouă. Felix, mănâncă. E bun, Felix? Se topește în gură. Cred că mi-ești mie puțin poftă, las că n-aș mie după video. Până atunci mă uit la... Doamne, ce bine arată și ciocolata asta! Cristina, eu am analizat ceva. Ai fost norocos. Am analizat ceva astăzi. Ce? Cu ciocolata, nu dai greș. E cel mai bun de până acum, nu? Da, deci tortul de ciocolată este câștigătorul. Da, se pare că ai fost norocos, Felix. O savarină și un tort de ciocolată? Ziua ta norocoasă, cine te mai arăs față pe tine așa, ha? Să ai poftă la tartă. Mulțumesc! Nu mănânc tarta aia după video, nu mănânc. Pun un pic de lângă savarină. Bine, și haide să trecem la următoarea probă. Mai sunt multe! E bun? Ce urmează? Este foarte bun! Ce urmează bun? Încă mai am... Încă mai ai ciocolată la gură, să știi, mai ai ciocolată la gură. Ok, nocelul de coco, să vedem dacă într-adevăr este foarte bun ce am pregătit aici. Felix este deja super energic. Nici nu mai simt mirosul. Auzi? Față de începutul videoului când nu ziceai nimic, acum ai foarte multă energie. Oare de la ce mă întreb? Ciocolată. Dați la copii ciocolată dacă vreți să-și facă temele. Vreți energie, să fim energie, nu? Bă, Felix, ai grijă ce vorbești acolo. Și lasă-mă că le învăț aici pe viitorii părinți să... Ok, nucilor de cocos, haideți să învârte Felix. Hai, Felix, învârte. Dar ce e aici? Ce se află aici așa? Ceva bun. Cât de bun? Ceva foarte bun. Hai, gata, stop. 2, 3 și... Nu pot să cred! Cât noroc, frate, pe capul lui Felix! Am crezut și eu că mi-au revanșa! Mi-am și pregătit aici o lingură! Nu mănânci o savarină până nu încerci o amandină. Poftim! Hai să o filmez înainte, că după aceea m-am apuc de dederos. Bine, ai dreptate! Ia uitați! Uite cât e lingurița! Asta e lingurița! Uite degetul! Lingurița! Stai
că vreau și eu să mănânc puțin amandină. Miu, miu, miu. Asta știi ce, Felix? A. Asta este amandină pentru modele. Ia, uitați. Păi dacă ar fi așa dulciurile, serios, în fiecare zi putea să mănânci o prăjitură. Că n-ar supăra pe nimeni, nu? Ia uitați cât de drăguță e. Cred că vreo 25. Vreo 25? Da. Și ia uitați amandina lui Felix, ce mare! Văd că deja începe, trece la treabă. Hai, să vedem dacă e zemoasă. Cristina, nu mai pus farfurie, cade pe jos, Cristina! Cade pe masă, bunătate de ciocolată! Uite, de ce nu mai pus farfurie? Cade pe masă, bunătate de ciocolată, Cristina! Nu știu, dar mie vine să mănânc asta, mică, pentru că e prea adevărată. Miroase bine! E bun? E oribilă. Serios? Este, e dulce? E atât de dulce și are gust de un fel de portocală chimical, nu știu ce-o băgat sirop înăuntru. Deci este oribilă. Se înțeleg că tot tortul de ciocolată e favorit. Tortul de ciocolată a fost bun, era ciocolată, era acolo glazură deasupra. Asta nu știu ce e asta, că nici câinii nu mâncă. E vezi, oribilă. Numai bine sunt eu? Auzi? Norocoasă? Ea miroase, miroase chimical lucros. Da, miroase amandină, nu știu. Miroase mai chimicalos era... Miroase fabrică de săpun, nu știu tu. Mai chimicalos era ce mi-a picat mie. Oribilă este. Da, asta este genială și imediat după video am de gând să o pun acolo pe frigider. Bam! Trecem la runda următoare, Felix. Poate mi-aș o revanșă, poate pică și mie ceva fain. Nu s-a mai găsit tort de ciocolată. Ce s-a aflat aici, că nu sunt mirosul? Ceva foarte bun? Eu zic să dăm drumul. Hai, Felix, hai, că nu mai pune curiositate să văd dacă pică. Țineți-mi pumnii, nu celor de cocos, țineți-mi pumnii. Stop, 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 stop. Cine are miros? Stai să mă gândesc. Ceva bun. Chiar nu are miros. Ok, 2, 3 și... Oh, nu pot să cred că mi-a picat mie! Vai! Deci, sunt foarte bucuroasă că în sfârșit mi-a luat revanșa. Este vorba despre înghețată. Tu de ce zâmbește ta? Miroase a frigider. Ia uitați ce înghețată ne-a făcut Flavia Art Creations de pe Instagram. Ia uitați cât de cute este înghețata asta. Ia uitați, este și topită din câte văd eu. Și ce avem noi aici? Uite. Și ce avem noi aici? O înghețată fix la fel. Felix, ce faci? Mi le dai mie pe amândouă? Nu, doar pe aia de frigider. Ah. Uite, are sigur, deci are miros de frigider, dar sigur are gust de congelator. A, și mai bine. Hai să-mi iau și o revanșa. Hai să te văd cum e. Are gust din spatele frigiderului? Nu, e chiar foarte bună. Serios? Mhm. Mmm, cu fructe întregi. Mmm. Mai bună decât tarta și mai bună decât toate astea pe care le-am mâncat până acum. Mmm. Asta e chiar cea mai bună înghețată. Păi și ție de ce n-are miros? E mai bună și decât aia sandwich, că e mai puțin și mai caloasă. Mmm. Dar de ce n-are miros? Dar ce gust bun are, ia și tu buțință. Ia. Foarte bun. E bun. Mai dăm. Cu zmeură, oameni buni de la Lidl. Îmi pui tu pântări după care el. Foarte bună. Dintre aia mică, așa. Dar mai lasă-mi și mie, că mai târziu. Cristina, pune-o deoparte. Așa, mâncă toate fructele. Eu mă duc la savarina mea. Ce s-a aflat bun? Ce s-a aflat bun? Nu știu, eu zic să vârți să vedem. Hai! Hai că asta este ultima probă, nu pot să cred! Ultima e după, nu o să mai află! Hai de cap meu, mai vreau! Sper să fie cu ciocolăție! Hai, vârte! Stop! Stop! Ah! Hai! 2, 3 și... Nu te așteptai la așa ceva, nu? Nu așa că nu te așteptai la așa ceva? Oh, dar ce chiute șoalitor! Vecinucilor de cocos, eu am o cutie de bomboane și Felix are și el o cutie de bomboane. De ce te uiți așa? Că-s multe și-s faine și câteva cred că-mi plac. Le-am ochit. Da, ia uitați aici ce selecție avem noi de
ciocolată de toate felurile. Dar ce selecție are Felix? Mă, Felix, să știi că alea tare arată mult mai bine. Ce le dau? Adică ia uite ce deosebite sunt, serios, asta cred că e cu caramel. Asta cred că e cu Raffaello. Raffaello dintre aia. Și asta e cu surpriză. Cu surpriză. Mamă, ce bine arată, frate. Și asta dacă e amandină, o arunc. Nu mai vrea amandină. Nu mai place mie urât. Da, deci arată genial. Și asta cred că e cu lichior, nu beau lichior. Da, a mea nu știu dacă arată chiar atât de bine, dar eu zic să încercăm. Alegeți una. Care este mai puțin dulce? Alegeți una, repede. Asta. Tu ce faci? Ai de gând să le mânci pe toate? Poți că te da pe ele? Se simte. Se simte. Cristina, asta arăta ca și cum ar fi fost cu nucă, dar are gust de marțipan. Ia să gust alta. Bravo, Cristina. Toate au gust. Toate au gust. Bravo. De-aia am văzut-o pe bunul la 7 lei, eu nu știu mai găsit cutie la 7 lei, scria cutie 7 lei. O să o poți, stai. Bravo, toate au același gust. Poate asta care e mai unică așa cu ambalaj, poate eu are... Eu iau pe așa cu banană. Iau tu. Bravo, lichior. Că nu-mi place. Iau tu. Marțipan. Am ciocolată între dinți? Nu. Cum nu? Cred parcă da. Eu zic nucilor de cocos să nu mai mâncăm atâta ciocolată și să ne rezumăm doar la dulciurile făcute din magneței și la înghețată. Arată serios, arată mult mai bine astea decât astea și așa nici măcar nu te îngrașă. Păi dacă aici sunt vreo 25-30 din astea, înseamnă că 30 de bani a fost tot din asta. Da. Calitativ. Nucilor de cocos, eu zic să o încheiem aici până ce nu punem vreun kilogram pe noi. Așa, am să mă rezum la magneți, iar voi trebuie să apăsați butonul de coco like, iar la 45.000 de coco like-uri o să facem și partea a treia. Cu ce? Doamne, deci o să fie dumnezeiască. Aveam un profesor care așa zicea. Cu ce? Păi cu bunătăți, Felix. Cu ce au vrut și nucile de cocos? Cu? Cu ce? Cu carton prăjit. Hodoc, cu shawarma. Eu nu cred că v-am cerut multe. Vreau să dați like, că vreau următorul video să-l fac. Lăsând vrăjeala la o parte, eu nu mai am ocazia să mănânc... Ce mai zile numerătează-le? Shawarma, probabil mici, de cartofi prăjiți, hamburger, chestii din astea șmechere, fast food. Tot îmi plac! Vă rog, rupeți butonul de coco like. Găsiți telefoane prin casă ce aveți de la părinți, de la oriunde, dați like. Pentru Felix. În secunda în care se face, Cristina se apucă de gătit. Au! Și face mâncare bună. Aoleu, chiar alea toate trebuie gătite. Și știți care este faza bună? Ai. După ce se termină video, rămâne. Cu siguranță o să fie mult mai delicios. O să fac o poză pe Instagram cu toate, așa, să vă vedeți voi. Frate, serios? Cartofii prăjiți. Aoleu. Sunt așa de bun la gust. Apăsați butonul de cuculei că și eu vreau, nu numai Felix. Deci ne vedem data viitoare. Pa!